Iar acum vorbim despre vreme de la mijlocul săptămânii. Vremea se schimbă, vom avea parte de ploi la Poviță, nisori, urmate chiar de o scădere de temperatură cu până la 10 grade Celsius, dar toate informațiile vin chiar în acest moment de la expertul meteorolog România TV, doamna Romica Jurca, prezentă în studio. Bună dimineața! Ați venit cu vești mai puțin bune sau... Veștile sunt bune în continuare, ținând cont de faptul că suntem aproape de final de noiembrie și de final de toamnă. Ne bucurăm în continuare de temperaturi ridicate. La această oră este cald în toată țara, cel mai rece, dar o valoare normală pentru o dimineață de 19 noiembrie, un grad la Vărădia de Mureș și la Supru de Jos. De altfel și cel mai cald, 16 grade în Dobrogea, mai cu seamă în zona litoralului, cu 12-13 grade în capitală. Oricele 12-13 grade din capitală sunt cu un grad 2-3 mai mari decât ar trebui, ar fi normal să se înregistreze la amiază ca maximă. Ca maximă, da. Ca maximă, într-adevăr. În vestul și parțial centrul țării cerul este degajat, în restul teritoriului mai mult noros. Sunt ploi puține și slabe cantitativ în estul Transilvaniei, Carpații Oriental, prin nordul, dealurile, dar și în sudul Moldovei, ploi și burniță în lunga Dunării, dar în următoarele ore aceste precipitații vor înceta. În regiunile sudice și de răsărit norii vor persista, deci o vreme în general închisă, însă din punct de vedere termic vom sta foarte bine și astăzi, maxime de pe la 12-13 grade în nordul Moldovei până la 19 grade în dealurile de vest. Și cam la fel distribuite, temperaturile vor fi cele mai ridicate în dealurile de vest și mâine și poimine, 19-18 grade. În schimb, de joi e o scădere de temperatură care în Moldova se va resimți mai bine. Dacă astăzi acolo vor fi la amiază 13-17 grade, mâine 11-15, poimine doar 5-10 grade, ca vineri dimineața, maximele să fie valorile din cursul dimineților, adică undeva între 1 și cel mult 5 grade, urmând ca în dimineața zilei de sâmbătă, pentru Moldova, dar și estul Transilvaniei, să vorbim de valori negative, undeva la minus 2, minus 3 grade. Se răcește și în capitală? Se răcește și în capitală. Răcirea se va resimți joi, când se vor înregistra cam 12 grade. Vineri continuă doar 7-8 grade dimineața și cam tot atâtea pe parcursul zilei, însă de sâmbătă începând, temperatura va fi din nou în creștere. Prin urmare, nu putem vorbi de iarnă și nici ca fenomene meteo, pentru că această schimbare care ar începe de la mijlocul săptămânii înseamnă mai multe precipitații în țară, ploi, miercuri care să vină prin Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei, după care ploile să se extindă în toată țara și ele să se restrângă ca arie și chiar să înceteze mai la finalul săptămânii, însă odată cu această scădere de temperatură la munte și în principal în Carpații Meridional și Munții Banatului, la Poviță și Ninsoare, ceea ce a fost și în urmă cu nu foarte multe zile.